Viața Machimei începe cu foarte mult timp în urmă, într-un timp nedefinit. Singura chestie pe care o știm din backstory-ul ei este faptul că ea face parte dintr-un grup de demoni numiți Călăreți Apocalipsei, care sunt practic 4 la număr. Aceștia sunt Control, Foame, Război și Moarte, desigur. Iar aceștia, împreună cu armele, care sunt practic niște hibrizi, la fel ca și Chainsaw Man, s-au luptat cu Pocita înainte să se întâlnească cu Denji și l-au lăsat într-o stare foarte nasoală, astfel încât Denji a trebuit să-l salveze în episodul 1. Totuși, ne suntem introduși pentru prima oară lui Makima în episodul 1, în care aceasta și încă doi au mers să extermine demonul zombie, dar l-au găsit pe Chainsaw Man, care deja au făcut înaintea lor. Aceasta i-a zis lui Denji că are un miros care nici nu e om, dar nici demon, întrebându-l cine e, dar el a zis numai să îl îmbrățișeze, ceea ce practic s-a și întâmplat, iar Denji s-a transformat înapoi în om. Makima a zis apoi că ea e o vânătoare de demoni și că Denji are acum două alternative: ori vine omorât ca și un demon, ori devine animăluțul lui de companie și îl va hrăni bine. Denji se gândește o secundă și acceptă. În timp ce merg cu mașina, lui Denji se face foame, iar Maki mai spune că îi va cumpăra niște mâncare și aici îl declară pe Denji animăluțul lui de companie, la care Denji se îndrăgostește de ea. Ajuns la magazin, a observat un tip plin de sânge, cum țipă după ajutor din cauza unui demon. Makima aude spusele domnului și faptul că mâncarea e gata și decide să-l trimită pe Denji să omoare demonul, pentru că până la urmă e câinele ei de companie, iar el poate doar să-i răspundă cu da sau uf. Denji astfel fuge în pădure și întâlnește o fată cu un demon, care aparent sunt malefici, dar Denji îl omoară și se întoarce înapoi la Makima, care spune că au mai existat antecedente ca și el, dar condiția lui nu are un nume și spune că are un miros destul de ascuțit, așa că încă îl miroase pe Pocita încă în viață înăuntru lui. Astfel, corpul lui are două mirosuri, unul de om și unul de demon, urmând apoi să-l hrănească. După asta, Denji a întrebat-o pe Makima care este genul ei de băiat, iar aceasta a răspuns că Denji, adică el. Eventual, aceștia ajung la sediul vânătorilor de demon din Tokyo, unde Maki mai face cunoștința lui Denji cu membrii diviziei 4, în care va fi și el un vânător de demoni, printre care acest tip, Aki Hayakawa, cu care va și trăi de alta, dar și această tipă foarte, foarte șmecheră pe nume Power. Maki apoi a pus pe Denji și Power într-o misiune, împreună, ca să caute un demon. Demon pe care Power îl turtește cu ciocanul ei din sânge, iar la scurt timp după Makima apare, întrebând cine este responsabilul, deoarece există consecințe în uciderea unui demon în public și vor fi aspru pedepsiți pentru asta. Totuși, deși Power și Denji dau vina unul pe altul, Makima decide să treacă cu vederea de data aceasta și le dă un avertisment. Tot în acea zi, au loc și evenimentele cu demonul Liliac și Lipitoare, iar seara, Makima aude despre acele vești din biroul ei de la Aki, iar înainte ca Aki să plece, Makima recunoaște că Aki a devenit mai flexibil. Dimineața după, Makima îl sună pe Aki, informându-l că și Power va trăi cu ei de acum încolo. La sediu, Makima îl pune pe Denji să rezolve hârțogăraie și îl vede cam puțin traumatizat de ceva. Denji spune că e dezamăgit și a îndeplinit visul de a atinge sâni, dar nu a fost chiar cum și-a imaginat. Makima totuși îi mușcă un deget și îi ia mâna și și-o pune pe unul din sâni. Dă chiar să îl sărute, dar fix atunci îl roagă pentru o favoare, și anume de a-l vâna pe Gun Devil, demonul Trancan, în schimbul căruia îi va îndeplini orice dorință. Mai apoi, Maki mai trimite pe toți în misiune pentru a dobărâ demonul eternității și obține bucata din carnea lui Gun Devil. După victoria echipei, Makima și ceilalți ies în oraș, la care Denji se sărută cu Himeno și aceasta îi vomită în gură. Mai apoi, pentru a-l consola, Maki mai oferă cadeaua ei lui Denji, dându-i și practic un sărut indirect, dar totuși Denji este răpit de Himeno. A doua zi, Makima se află într-un tren spre Tokyo, când aparent toată echipa ei vine ucisă cu sânge rece de niște atacatori. Totuși, cumva Makima reușește să rămână în viață și omoară pe toți atacatorii. Makima apoi merge la un templu, unde printr-un fel de ritual pe prizonieri, reușește să strivească atacatorii diviziei 4, sacrificând acei prizonieri condamnați. Iar după acele evenimente și moartea lui Himeno, Makima introduce lui Denji și Power pe Kishibe, care devine maestrul lor. După completarea antrenamentelor, Kishibe și Makima stau la masă, aceștia având o discuție destul de interesantă, la care Kishibe o acuză că ea a orchestrat atacurile și că îi folosește pe Denji și Power ca pioni, iar ea e de partea umanității sau a demonilor. Makima se întâlnește cu membrii Yakuza pentru a negocia asupra numelor celor care au atacat divizia 4. Deși aceștia refuză inițial, Makima le dă o pungă în care se află ochii celor dragilor și astfel reușește să obțină lista cu numele. După ce Denji și Aki capturează cu succes pe Katana Man și Akane sau Atari aparent moare în circumstanțe ciudate,
Makima face raportul la un superior. Aceasta îi spune că Akane sau Atari a făcut un contract cu Gun Devil, dând arme la Yakuza în schimbul inimii lui Chainsaw Man, și de asemenea spune că aceasta s-a sinucis și că în timpul operațiunii au dobândit 1,4 kg de carne din Gun Devil, care, combinate cu cele 5 kg pe care le aveau deja, carnea a început să se miște spre Gun Devil. Ziua după, aceasta o analizează pe Power, care băuse prea mult sânge, astfel încât două coarne i-au apărut pe cap, pe lângă cele pe care le avea deja. Și aceasta spune că trebuie să o trimite la examinare, anunțându-l lui Denji noul lui partener, și anume Beam. Iar, ca să-l consoleze, Makima îl invită pe Denji la o întâlnire la cinema ziua următoare. La această întâlnire, Makima și Denji se uită împreună la filme, fără să fie foarte șocați, dar când au ajuns la finalul celui de-al doilea film, ambii au început să plângă, iar în drum spre casă, Denji întreabă pe Makima dacă crede că el are o inimă, iar Makima își pune capul pe pieptul lui și spune că are. Makima îi pune pe Aki și Angel, unul din cei mai puternici vânători de demoni, parteneri, și îi spune că Angel e foarte leneș, așa că nu e neapărat să fie foarte drăguț cu el, dar să-l folosească bine. Ziua următoare, după toate evenimentele cureze, aceasta oprește pe Rezi din a ajunge la cafenea unde o aștepta Denji, apărând dintr-un grup de șobolani și zicând că și ea preferă șoarecele de țară decât cel de oraș, și povestește despre un prieten de-al ei pe care îl vizitează în fiecare toamnă și îl ajută cu munca sa, și că șoarecii strică solul, așa că trebuie să-i extermine. Makima îi taie brațul lui Reze cu o lance, care a fost lansată de Angel de pe un acoperiș. Reze astfel rămâne întins într-o bată de sânge, iar Makima reproșează lui Angel că trebuia să-l aducă și pe Aki, dar el răspunde că sigur Aki nu ar fi vrut să omoare o fată. Ziua după sau câteva zile mai târziu, Makima vizitează pe Denji, Aki și Power și invită pe cei trei într-o vacanță la Enoshima, cu aceștia care sunt foarte entuziasmați. Totuși, fix în acel moment, un grup de vânători de demoni dau buzna în apartament și o informează pe Makima că, datorită lui Reze, Denji a devenit cunoscut la întregul public, iar America și China îl vor vrea sigur, deoarece este foarte prețios. Aki spune că Reze era un asasin din Uniunea Sovietică și de ce și-ar crea singură competiție, iar Makima răspunde că probabil nu le pasă cine l-are pe Denji cât timp nu îl are ea. Prin urmare, aceasta anulează excursia la Enoshima și îi spune lui Denji că în următoarea perioadă își va pierde libertatea. Mai apoi dă ordine să-i angajeze pe Kusakabe de la Divizia 2, Subaru de la Divizia 1 și Yoshida de la Sectorul Civil pentru o lună. La plecare, Makima îl anunță pe Aki că operațiunea pentru a-l ucide pe Gun Devil va avea loc peste un an, așa că să nu moară până atunci, deoarece vor avea nevoie de toți. Makima anunță potențialele amenințări, precum și Quanxi, care va veni din China împreună cu prietenile ei. Kishibe vrea să le intercepteze, dar spune și că dacă oricine s-ar bate cu ea, tot ea are și câștigătoare. Iar Makima îi răspunde că se îndoiește că ea e singura care o să-i viziteze, astfel zicând că și Moș Crăciun din Germania, care se zvonește că a murit de bătrânețe, dar este încă periculos, va apărea. Cu ceva timp după apariția efectivă a lui Moș Crăciun, Makima împreună cu Beam și Prince reușesc să doboare numeroase păpușe ale lui Moș Crăciun și apoi le spune celor doi să-l asiste pe Denji și să-l protejeze pe acesta orice ar fi, și că probabil vor fi numeroase victime de data aceasta. Mai târziu puțin, când toți au fost trimiși în iad, Makima simte intervenția demonului întunericului și spune că e cam forțată să intervină și ea acum din cauza lui. Aceasta rostește numele lui Prinsy și îi spune să o cheme. Aceasta însă spune că e prea periculos, dar apoi acceptă și își desface corpul, permițându-i Makimei oarecum să se teleporteze în iad, unde Makima și demonul întunericului aruncă cu degetul unul în altul, turtindu-i astfel degetul Makimei, dar și toate capetele demonului întunericului, care cade și începe să sângereze. Aceasta se îndreaptă spre cadavrul lui Tolka, la care Makima și demonul iar se bat, iar mâna ei vine zdrobită. Îi atinge capul lui Tolka și îl obligă să se ofere cu totul demonului iadului, în schimbul întoarcerilor în lumea normală. Tot atunci, demonul aruncă o sabie care trece direct prin Makima, dar aceștia vin teleportați instant în lumea normală. Moș Crăciun se transformă într-o creatură dubioasă și se îndreaptă spre Makima, iar aceasta o salută. Bună, Moș Crăciun. Iar apoi îl trage de sfoară pe Denji, transformându-l în Chainsaw Man, zicându-i că fiindcă a consumat o parte din demonul întunericului, acum atacurile în întuneric nu vor funcționa pe ea, și îl roagă să o salveze. Denji răspunde uf și începe lupta cu Moș Crăciun. Eventual acesta o și doboară, iar Quanxi taie capul lui Denji. În fața Makimei, Quanxi se dă bătută și aruncă arma pe jos și o roagă pe Makima măcar să recruțe pe prietenii ei, dar Makima răspunde că acum vorbește un cadavru și le taie capetele la toate trei, murdărindu-l chiar și pe Kishibe, iar cele trei zac pe jos. Makima îi convoacă pe cei din Divizia 4 și anunță că Gun Devil deja a fost doborât și a fost împărțit în bucățele printre cele mai puternice țări din lume, cum ar fi America, care are 20%, Uniunea Sovietică 28% și 11% China.
iar 4% alte țări, cu 37% fiind în posesia altor demoni. Președintele Statelor Unite ale Americii face un contract cu Gandeville, sacrificând un an din viața tuturor cetățenilor americani pentru a efectua un atac asupra Japoniei și a omorât-o pe Makima, care reprezintă o amenințare uriașă pentru ei. Mai târziu, Gandeville apare și cauzează numeroase morți, iar Makima îi pune pe Angel și Aki să facă un contract cu ea, invocând mai mulți vânători de demoni morți cu puterile ei, deoarece ea este demonul controlului și reușește să le folosească puterile. Gandeville provoacă numeroase morți și distrugere în orașele de pe coasta Japoniei, iar Makima reușește să-l atace cu noile sale puteri. Slăbit, demonul se refugiază și îl posedă pe Aki, care apare la ușa lui Denji gata să-l omoare, după care Denji într-un final îi pune capăt vieții lui Aki. După acele evenimente, Denji rămâne traumatizat și într-o zi, plecat după cumpărături, se întâlnește cu Makima și îi spune că e prea deprimat și că nu mai poate să-și facă deciziile de unul singur și vrea ca ea să-i le facă pentru el. Makima îl invită la ea acasă, unde aparent are mai mulți câini care sar pe ei și Ling. Și la scurt timp după, apare și Power, care fusese invitată de Makima cu puțin înainte, dar îi zice că atunci când va deschide ușa, Makima o va omorâ. Așa cum Denji deschide ușa și o vede pe Power cu un tort în brațe de ziua lui, Power vine distrusă de Makima, din care rămâne doar capul și picioarele, închizând ușa după ea. Makima dezvăluie apoi că a fost planul ei dintotdeauna să-i dea totul, un job, bani, mâncare și o familie, fericire chiar, și apoi să ia totul, astfel încât să rămână atât de traumatizat încât el să nu mai vrea să trăiască. Asta cu siguranță ar rupe contractul lui cu Pocita. Denji adoarme, iar ziua după îl conduce pe hol, unde arată pe toți cei care l-au urmat și au murit. Tot în acel moment, Kishibe și o trupă specială atacă blocul, momente în care Makima și Kishibe au conversat despre cum Makima e un fan al lui Chainsaw Man și e visul ei ori să-l controleze sau să fie mâncată de el. Totuși, Chainsaw Man-ul pur apare și îl omoară pe demonul iadului, fiind trimis în iad, unde se bate cu toți demonii pe care îi găsește. Chainsaw Man revine în lumea normală, dar pleacă la un date cu Kobeni. Totuși vine întrerupt de Makima și celelalte arme, niște hibrizi om-demon, la fel ca și Denji, care se transformă în anumite arme. Chainsaw Man reușește să elimine pe toți. După asta, Chainsaw Man revine la Kobeni, dar Makima apare din nou, zicând că frica oamenilor de Chainsaw Man a picat de când îi vedete la televizor și astfel și puterea lui este mai slabă. Makima atacă pe Kobeni, dar el sare să o salveze și zace jos într-o baltă de sânge. Power face un contract cu Pocita și reapare. Totuși vine doborâtă, dar îl salvează pe Denji și îl ascunde într-un toberon, unde îi spune să o găsească după ce se reîncarnează și moare. Denji se trezește într-un toberon și împreună cu Kishibe se pregătește de lupta finală. Denji și Makima se reîntâlnesc la cimitir, unde Makima nu e mulțumită că Chainsaw Man a revenit în Denji și începe lupta dintre cei doi, iar Makima eventual îi scoate inima din piept și îl învinge, după care se așează jos. Dar chiar atunci în spatele ei o figură se ridică, iar aparent Denji apare în fața ei și o taie cu o drujbă, care se cade să fie și din sângele lui Power, care să nu-i permite regenerarea. Aparent pe tot parcursul luptei, Makima se lupta cu un fel de clon al lui Pocita, cât timp Denji stătea jos și aștepta să o doboare. Apare și Kishibe, iar el își cere scuze la Makima, după care îndreaptă drujba spre ea. Acasă la Denji, acesta plănuiește să prevină ca Makima să se regenereze prin a o păstra mai multe bucăți în congelator și a o mânca sub forma a multe, dar foarte multe feluri de mâncare. După ce o termină de mâncat, acesta iese cu Kishibe, la care Kishibe îl anunță că o va avea în grijă pe Naita de acum, care este reîncarnarea demonului controlului, adică a Makimei, iar Naita nu ar trebui să aibă memoriile Makimei sau ceva de genul. Astfel, Naita rămâne în grijă lui Denji, cum aceștia devin doi frați și se țin în brațe, pentru că aparent adevăratul vis al Makimei era cel de a se simți egală cu cineva și probabil de a fi îmbrățișată. Dar totuși, dacă vreți să aflați toată povestea din Chainsaw Man, recomand acest clip de pe ecran.